Uităm pe șoseaua milionarilor, în zona de nord a Bucureștiului. Aici, la această seară, lumea bună face parada mașinilor de sute de mii de euro. Limuzinele scumpe sunt cheia care deschide ușa clubului select al românilor cu bani. Imaginile sunt unice. Cum e viața în paradis, domnilor? Domnișoară? De unde nordul paradis? E altfel? Dar de ce a zis paradis? Pare mai altfel așa, uite. Dacă nu e paradis. Sunt jucării frumoase pentru oameni mari, doamne foarte frumoase. Da, nu știu. Ați băut cafea? Nu încă. Nu încă? Urmează. Tocmai ce ați făcut cunoștință cu doi dintre membrii de bază ai clubului select al milionarilor. Degeaba ai dacă nu îți etalezi investiția pe una dintre cele mai scumpe străzi din capitală. Pe hartă se numește Șoseaua Nordului. În popolii se spune șoseaua cu milionari. Aici nu treci de primul semafor dacă nu ai o mașină de minimum 40.000 de euro și un cont gras în bancă. Cum este viața în partea asta de nord a capitalei? Ceva mai lejeră? Da, frumos. Frumos? Fete frumoase, mașini frumoase? Cam câți cai are bijuteria asta? 600. Felicitări, mi-a tăiat respirația. Și oriunde te uiți, dai cu ochii de saci de bani pe patru roți. Frumos! Un pic mai serios și astăzi. O doamnă. Întorc și se duc pe treaba lor. O domnișoară frumoasă, aranjată, ochelar, păr îndreptat, tapat. Și facem un cerc, viața este în cercuri pe nordul ei. Dar nimeni nu poate să concureze cu el. Bună ziua! Viața frumoasă? Facem un reportaj. Cum e viața pe nordul ei? Nu se fie ca nicăieri, nu? E cea mai frumoasă viață pe nordul. Cea mai frumoasă? Frumoasă mașină. Deci m-ați așteptat să înțeleg. Și dacă vă întrebați cât costă mașina, vă spunem noi. E o ediție limitată care se ridică la vreo 200.000 de euro. I'm in love with the shape of you. Ceasul se apropie de prânz, așa că peisajul se animă cu domnițe sosite la o gustare după câteva împachetări de înfrumusețare la spa. Sunt aduse de șoferul personal și lăsate în buza localului. Ce fac, doamnele? Bună ziua, bună ziua la cafea? Da. Ați venit să mâncați, să vă distrați? Da. Cum e viața fetelor pe șoseaua Nordului? Că parcă e aerul mai... miroase a parfum aici. Nu, e adevărat. Este tot miroase a parfum, nu neapărat. Sunteți dumneavoastră foarte drăgălași, așa și drăguți. Ați fost în Rahova? Nu, trebuie să nu mi-ai intervii, te rog. Cum să fie așa frumoasă și nu? Nu, te rog. Mulțumim frumoasă. O zi bună. În fața restaurantului, oamenii care își trăiesc viața fără griji socializează la umbra unui autoturism unicat. Modelul fără îmbunătățiri depășește 150.000 de euro. Aici, inclusiv restaurantele și-au adaptat meniurile și dacă un grătar se mănâncă în centru cu 12 lei, aici sare de 100.